Pe fiul risipitor, binecuvântările tatălui l-au ruinat pentru că n-avea o relație corectă cu tata. De aceea le spun la băieți, înainte de o diplomă și la fete și la tineri, înainte de o diplomă, înainte de un succes, înainte de bani, înainte de servici, înainte de orice, nașterea din nou. Amin. Ancorarea în Dumnezeu. Uitați-vă, fiul risipitor când pleacă de acasă spune, tată, dă-mi. Când vine, cum spune? Fă-mă. Când o plecat, o zis, tati, dă-mi. Când s-o întors, o zis, tati, fă-mă, schimbă-mi statutul. Mi-am dat seama că cu binecuvântările tale, fără tine, e o tragedie. Iubiții mei, timpul nostru este neutru. Timpul nostru este neutru. La aceeași oră când cineva se ocupă acasă, poate o mamă de copii, altcineva plimbă câinii prin Cluj, pe străzi. Fiecare folosește timpul în modul lor, în modul în care și-l dorește. Atunci când cineva este aici la rugăciune, altcineva este în mod și se uită la scări cum merg în jos și în sus, 3 ore. Vreau să vă provoc în seara aceasta să vă petreceți timpul în așa fel încât când vă spune doctorul că mai aveți puțin, să nu urlați la el. Să poți să spui, sunt gata. Spunea un doctor din America care se ocupă cu bolnavii de cancer. În brațele mele au murit sute de oameni bolnavi de cancer. Și spune